oameni buni, e o atmosferă fantastică aici în studioul de la O Seară în Familie. Mulțumesc foarte mult, dragii mei! Aceștia sunt copiii familiei Hatman. Este Ioana, este Samson și Ilinca, iar frățiorul lor cel mic, Serafim, a participat și el fiind cu minte în brațele mamei. Ați cântat pe viu și o piesă pe care ați repetat-o de sine stătător fără de profesorii voștri de la muzică, nu? Asta trebuie de specificat, s-a cântat pe viu și a fost un exercițiu frumos pe care acești trei copii l-au pregătit de sine stătător pentru emisiunea O Seară în Familie și nu doar. Am înțeles că ați avut parte și de public atunci când ați cântat la mami la serviciu. Pot să zic așa, da, nu? Da. Mămica voastră este directoarea teatrului Mateievici, Elena Frunze Hatman, dar nu despre părinți e vorba astăzi. Suntem în ajunul Zilei Internaționale a Copiilor și avem o mare dilemă pe cine ar fi bine să invit la emisiune. Avem atâția copii frumoși și talentați în țara asta, încât nu mă puteam hotărâ spre cine ar fi ok să arăt cu degetul. Și atunci am zis, cred că probabil ar trebui să vină pe canapeaua de la O Seară în Familie familii frumoase și complete, în care crește și se educă frumos copiii. Așa că astăzi avem la discuție două familii, dar pentru ca să pornim la drum, eu zic să mergem mai întâi pe canapeaua copiilor, să punem de o discuție, să vorbim despre ziua asta internațională a copiilor, de ce avem nevoie de ea și cât de important este să creștem copiii cu dragoste. Haideți să mergem să ne așezăm cu toții și să salutăm și prietenii voștri de pe canapea noastră. Este vorba de copiii familiei Chirtoacă. Este Laurențiu. Salutare! Bă, ce mare ești! Acum, eu pot să mă laud că tu ai crescut pe platourile de la O Seară în Familie. De când erai, uite așa ca Samson, dacă pot să zic eu, ai fost de foarte multe ori aici. Să facem cunoștință. Ea e Cătălina și acolo e Ilinca. Vai, și două Ilincuțe stau alături una de alta. Poți să-mi pun o dorință? Da. Voi aveți dorințe și vise? Da. Ce vise aveți voi la vârsta voastră? Acum, dacă luăm raport cu anii pe care îi aveți, mie mi se pare că oamenii mari au vise mari și oamenii mici au vise mici. E adevărat sau nu? Așa mai este? Mai vise. Ioana, tu prima ai dat din cap. Care e visul tău cel mai mare? Să devin o violonistă foarte, foarte bună. Și ce faci pentru asta? Exersez mult la vioară și încerc să merg pe urmele acestei vise. Și ai deja și succese înregistrate, da. Ceva, concursuri, aplauze strânse, flori primite? Da. Te lauzi? Da, când trebuie, da. Ești elevă la Ciprian Porumbescu? Da. Cine este profesoara ta? Profesoara mea de vioară o cheamă Galina Buinovski. E cea mai bună profesoară de vioară din țara asta? Da. Samson, ai și tu un vis? Actorie ai făcut deja, știu că te-ai filmat într-un film foarte frumos și important pentru țara asta. Tu ai făcut parte din Dosarele Siberiei, un film de Leontina Vatamanu. Noi am și vorbit despre asta pe canapeaua de la O Seară în Familie, am reușit să dăm și imagini. Dar acum ce vise ai? Să devin un fotbalist foarte bun. Un fotbalist și cu violoncelul ce faci? Când și la violoncel. Așa, când o să te plictisești de fotbal sau când o să obosești, o să obosească picioarele. Așa este. Dar mergi la ceva, un club de fotbal, antrenamente? Deja trecem și la meciuri. Duminică avem meci la Orhei. Wow, tu ce rol ai? Unde ești, așa, dacă iau terenul pe ansamblu? Atacant, mijlocaș... apărător. Acolo o să ne spună profesorul, domnul Ion îl cheamă, o să ne spună unde să stăm. Ilinca, da. Și tu visezi la ceva măreț? Da. La ce? Eu visez să devin o balerină și să devin o mare vioristă, violonistă. Dar crezi că o balerină poate fi în același timp și o mare vioristă? Sau trebuie să alegi? Să aleg. Și ce are prioritate? Vioara sau statul pe poante? Vioara. Dar balerină doar visezi sau și exersezi? Visez și exersez. Și exersezi, nu? Da. Acasă de una singură sau mergi la un... Nu, merg la leală și spun să-mi pune exerciții de balerină și eu fac.
Reușești să stai așa pe vârful degetelor? Da. Poți să-mi arăți? Da. Ia să văd. Wow! Dar cât timp trebuie să stai ca să fii foarte bună? Că nu prea cunosc... Trebuie să stau vreo 10 ori, vreo 10 și ca 10 minute ca să reușesc să stau în degete mai mult. Să ai echilibru. Da. Cătălina, dar ție ce-ți place să faci? Vrei să fii și tu balerină? De parolec. De toate. De toate? Și am înțeles că mergi la niște lecții de engleză. Fetele acum practică lecțiile de engleză, sunt la nivelul începător, dar încet și ușor avansează. Dar de ce vă trebuie vouă limba engleză? Vreau să vorbim pe engleză. Vreți să vorbiți între voi să nu vă înțeleagă părinții? Așa este? Să vorbiți mai bine decât mami și tate engleza și atunci secretele... Apropo, voi aveți secrete de față de părinți? Niciunul? Depinde de situație. Dar de Laurențiu aveți secrete? Laurențiu, cum e să te simți flăcăul casei acum și să ai două surori mai mici, cărora bănuți eu trebuie să le acorzi atenție? Este o responsabilitate destul de mare și trebuie și lor să le acord atenție și tuturor din casă, și părinților, și animalelor de companie. Păi, dar cine are nevoie de mai multă atenție din partea ta? Mama, tata, Ilinca, Cătălina sau cățelul? Cred că câinele. Da, deci te-au scos la plimbare? La plimbare nu, dar este prin o gradă și se plimbă singur. Păi, acum tu ai auzit visele surioarelor tale și ale lui Samson, a Ioanei. Ți amintești de tine când erai la vârsta lor? Când eram mic, vroiam să pășesc pe urmele tatălui meu, să devin și eu cântăreț, să mă plec la nunți cu mătrii și așa mai departe, să cânt. Eu credeam că vrei la Eurovision, dar tu voiai la nunți cu mătrii. E foarte interesant, foarte interesant, mai ales la nunțile din, la noi din Moldova. Mie îmi plac cele mai tare din Moldova. Știi să dansezi dansul popular? Da, apropo, te descurci? Da, desigur. Dar fete, știi să iei la joc? Că e complicat să le învârți în horă și în sârbă. Descurcăm. S-au schimbat visele tale pe parcurs? Da, acum am mai crescut și mi-am pus în plan să plec, să învăț la drept. Serios? Da. Foarte departe de artă? Un pic. Vreau ca muzica să rămână pe plan secundar și ca o să fie o terapie pentru mine. Cânti la pian? Da. O să ne cânti astăzi la pian, dar cânti acasă de unul singur sau excelezi în domeniul ăsta și ai și profesor? Am și... Faci școală de muzică? La moment nu fac școală de muzică, am făcut 5 ani aproximativ școala de muzică, dar acum sunt în clasă cu profil muzical și am profesoară de pian. Întotdeauna părinții au așteptări mari de la copiii lor și copiii încearcă să nu-și dezamăgească părinții și vreau să vă întreb dacă e greu să fii copil, un copil cu minte și educat, care să nu-și dezamăgească părinții, care să nu vrea prea multe de la părinți, care să nu ceară prea multe. E complicat? Samson? Cum e să fii cu minte întotdeauna și să dai bine în fața părinților și să poți să ceri de la ei anumite lucruri care îți plac ție? Eu mă simt așa, parcă nu ajunge ceva ce îmi place numai mie. Așa. Și ce este acel ceva? Să mă joc mereu fotbal, afară. Și pentru asta bănuiesc că trebuie să faci anumite lucruri pentru ca mami și tate să-ți dea voie, nu? Ce trebuie să faci? Ce obligații ai de tu acasă? Mama trebuie să verifice temele, după fac instrumentul, pianul și după care teme nu le reușesc, le fac și după îmi rămâne așa puțin mai puțin timp mai pentru fotbal. Dar ce obiect nu-ți place la școală? Nimic nu-mi place. Niciun obiect nu-ți place? Nici desenul, nici educația fizică? Numai educația fizică și arta plastică. Și te duci cu mingea la școală? Nu se poate, nu? La școală este minge. Dar ați vrea să schimbați regulile de la școală? Ați vrea? Care ar fi regula generală? Să vă treziți mai târziu, nu? Că eu asta îmi doream. Da. Eu când eram copil, ca și voi, ziceam că atunci când o să cresc mare,
O să ajung un om mare doar ca să nu se mai trezească copiii dizi dimineața și să meargă la ora 8 la școală. E greu, nu? Să te trezești dimineața. La ce oră ar trebui să meargă copiii la școală? Noi ne trezim la 6:30. Pentru ca să ajungeți în Chișinău. Vă nu locuiți în Chișinău? Nu. De unde veniți voi la școală? Să știe și lumea care ne privește. Venim din satul Doane și raionul Orhei. Și faceți naveta în fiecare zi? Da. Da. Toți trei? Da. Și se întâmplă cineva să fie mai somnoros și din cauza lui să aproape să întârzieți la școală? Da. Noi întârziam. Nu chiar întârziam. Mai mult Samson este cel care se trezește mai greu, dar reușim până la urmă. Aici cu școala cum e? Totul este perfect, fiecare se scoală la ora, la ora 6:30, lui. Da, 6:30 toți sunt în picioare, îmbrăcați, spălați și pregătiți la ușă. Dar Cătălina nu e la școală, nu? Nu, Cătălina este încă la grădiniță, deja de anul viitor. Cătălina, tu ești în grupa pregătitoare, bănuiesc, ai și tu teme de făcut, bețișoare, cârligele, nu? Muncești la grădinița. Îți plac activitățile astea? Sau îți place să te joci? Îmi place să merg la școală. Vrei la școală? Vrei cu Ilinca împreună? Ele amândouă se joc de-a școală și Ilinca dă exerciții Cătălinei și Cătălina dă exerciții Ilincăi. Și ele rezolvă între ele. Exerciții, probleme, matematică, limba română, de toate. Ce-ar face copii dacă nu ar exista școala? V-ați gândit? Dacă ați avea timp doar pentru voi și pentru joacă. Eu v-ați gândit la asta? Eu cred că n-am devenit ca în zilele de azi. Adică n-am putea face vara atât de bine. Adică n-am luat de mai mult de ce ne place nou. Dar ce vă place vouă? Dacă într-o bună zi nu ar exista nicio regulă, da? Nu ar trebui să te trezești la o anumită oră să mănânci ceea ce zic părinții că e bine să mănânci, să îmbraci ceea ce vor părinții să îmbraci, să-ți faci patul, să-ți speli dinții, să-ți strângi jucăriile, să-ți speli farfuria. Ce v-ar place să faceți? Să cânt. Mie mi-ar place să cânt la vioară și să colorez, să pictez, să... Ilinca, lasă-o și pe Ilinca să zică ce vrea ea să facă. Eu vreau să învăț, pentru că e foarte bine să înveți, ești foarte deștept, înveți la vioară și o să devii un mare cântăreț. Dar voi vorbiți ca în carte acum. Eu credeam că o să zici și să mă tolănesc toată ziua, să mă joc toată ziua afară. Asta a vrut să zică Samson. Și voi, fetelor, ce v-ar place să faceți dacă nu ar fi școală și grădiniță? Să ne jucăm. Să vă jucați. Să stăm în vacanță. Când eram și eu mic, ca fetele, credeam și eu că e mai bine fără școală, să avem timp liber, să ne jucăm cu prietenii toată ziua, să nu spălăm farfuriile după noi, să nu trebuiască să facem curat și așa mai departe. Dar acum am crescut și cred că mai bine la școală. Nu din perspectiva că trebuie să învățăm și să ne dezvoltăm pe parcurs și pe viitor, dar interesant la școală, te vezi cu colegii, comunici, chiar în timpul pauzelor mai glumești, joci cu colegii și prietenii tăi care mereu ți sunt alături. Eu cred că trebuie să diluăm un pic discuția noastră, pentru că stau părinții voștri acolo și se plictisesc. În sfârșit văd și eu niște maturi care se plictisesc. Nu? Stau în întuneric, nu ia nimeni la întrebări, nimeni nu-i pune să răspundă ca la școală, așa cum face doamna învățătoare. Și cumva mă simt obligată să merg să-i salut și pe ei, dar vreau să te aud cântând la pian. Pentru că de atâtea ori ai cântat cu vocea în studioul ăsta și singur și alături de tatăl tău, cred că ai mai fost la emisiuni dedicate Zilei Internaționale a Copilului, când am mai pus la cale țara și cumva vorbea din altă perspectivă despre viața ta de om matur, da. Atunci cumva nu mi-ai spus că vrei să te faci avocat, procuror, judecător, unde te vezi? Sunt încă, adică nu sunt sigur dacă voi judecător sau avocat. Dar îți imaginezi un judecător care înaintea ședințelor de judecată o să le cânte tuturor la pian, o să-i ducă pe toți pe aceeași lungime de undă, după care o să bată cu ciocanelul în masă și o să îndrepte lucrurile.
Eu te rog să mergi să ne cânti. Astăzi cântăm pe viu în studio și sunt mândră că am oameni care își permit să gândească pe viu și să ne cânte pe viu. Așa că îl rugăm pe Laurențiu să se pregătească să ne cânte, iar noi suntem mai ochi și urechi. Laurențiu, eu te rog să vii aici la gașca din care faci parte în această emisiune, iar eu să merg la mama și la tata, bineînțeles și la părinții celorlalți copii, care au fost tare cuminți, acum ați meritat câte o bomboană fiecare. Salutare, oameni mari! Bună seara. Cine voia să facă balet când era mic? Ia spuneți-mi, fetele balerine? Nu. Aici este Elena Frunze Hartmann și cu Vlad Hartmann și el este micul Serafim. Și acolo este Daniela Chirtoacă Vițuc, așa ești pe pagina ta de Facebook, așa te știu, prietenele, și Aurel Chirtoacă. Bună seara! Știi, mă uit la voi și parcă mi se pare că nu v-ați schimbat deloc de la ultima noastră întâlnire, acum că pe ei am văzut mai demult decât pe voi, împreună. Și când mă uit la Laurențiu, cât de mare e, s-a oprit timpul în loc pentru voi? Cu siguranță, nu. Noi l-aș opri, chiar l-aș opri, cu mare plăcere. Dar când decurge timpul, și mai ales așa când te uiți și în arhive, când te uiți și în video, când te uiți și în poze, nu m-aș întoarce deloc înapoi. Aș lăsa timpul să curgă și să meargă așa cum este. Pentru că asta este și cel mai frumos lucru, când vezi în dinamică, când vezi cum se schimbă lucrurile, cum vezi cum crezi, cum vezi cum se rușinează și pe urmă o să vezi cum îți răspunci înapoi. Și cred că asta este și farmecul vieții. Eu căutam prin arhivă și am găsit emisiunea cu Lenuța și cu Vlad în 2019, când aveau doar 3 copii și cumva vorbisem că am văzut într-un interviu, Lenuța spunea că își dorește al 4-lea. Și era așa... Vorbeam de 5 copii. Adică după emisiunea asta, următoarea... Următoarea prezență la o seară în familie să fie în formulă de 5, da? Nu exclude. Nebunuite sunt căile domnului. Când te-am văzut însărcinat, sincer m-am bucurat. Căile noastre. Da. Deci, ăsta e programat? Nu. Așteptat? Nu. Bine, așteptat, da. Da, așteptat. Programat, nu. E firesc. Noi am vorbit și la... Și atunci, când nu planificați nimic... Mama natură își face treaba. Noi urmăm instinctul și ceea ce e mai frumos deselectat din acest fel de a fi. Știi care viața? E ideea că e una să-ți urmezi instinctul și alta e să fii un părinte responsabil.
care, dincolo de faptul că i-a dat viața unui copil, investește în el, are grijă de el, pentru ca să ajungă om. Și cumva nu sunteți familia care așa a dat Dumnezeu și ori crește, cumva. Eu doar când aud că ei stau la Donici și se trezesc în fiecare dimineață, la 6 și, urcă copiii în mașină și vin la Ciprian Porumbescu cu ei, e de domeniul fantasticului, credeți? Nu cred că... Eu stau la 10 minute de școală și copiii mei tare des ies pe ultimul 100 de metri din casă. La noi face asta, mai ales după ce instituțiile de învățământ nu au început a fi selectate. Fiecare familie, în fine, își dorește o școală mai bună pentru urmașii lor, așa am făcut și noi. Dar nu v-ați mutat și în capitală. Te obișnuiești, da, te obișnuiești cu distanța. De exemplu, alaltă ieri, când nu eram Buteiaș, în 37 de minute eram la școală. De la Donici la școală. Deci de la telecentru în centru ajungi mai greu. Da, de multe ori. Bine, cum și noi o parte de Ambuteiaj, studenților, apucăm o parte de Ambuteiaj dimineața, dar știm cam care sunt orele mai aglomerate și atunci noi evităm. Bine, noi reușim. Noi reușim. Mai întârziem câteva minute din cauza mea, din cauza lui tati, nici de cum din cauza copiilor. Vlad, ultima dată când... Ultima. Data trecută când ai fost aici, nu erai în țară, erai venit doar pentru o scurtă perioadă de timp. Pandemia asta va prind. Pandemia a prins mult dură, punctul ăsta de vedere. Chiar vă spune statistica că a crescut natalitatea pe fond de pandemie. Dar în contextul ăsta a prins mai mult dură. Hai spuneți-mi dacă vă considerați părinți buni astăzi, la timpul prezent, nu din discuțiile anterioare, și asta întreb și pe Aurel, și pe Daniela, și pe Elena, și pe Vlad. Eu întotdeauna am zis că nu sunt un părinte bun. Deci eu nu mă pot ține nici după cărți, nici după reguli. Eu le impun tot, eu sunt cea care cedez întotdeauna. Eu sunt cea care cerci tot, eu îi pup peste 5 minute și ei uneori se uită straniu că de fapt mama ne-a certat. Cum sunteți? Reușiți să vă impuneți? Reușiți să vă dați importanță? Reușiți să fiți, nu știu, autoritate, ca și vârstă, ca și statut social, dacă vreți? Cum e? Daniela? Eu, sincer, nu prea reușesc. Atâta timp cât am stat acasă până activa cu Laurențu, 6 ani de zile, m-a acordat 6 ani de zile, atunci cumva am fost mai exemplară, să zic. Deci atunci toată lumea zicea, asta e mama lui Laurențiu. Da, atunci am avut mai mult timp să-i acord și dacă aș întoarce înapoi, aș face exact așa, aș face cum am făcut-o atunci, fiindcă acum strâng roade, mari roade strâng. Cu fetele sunt la serviciu, nu prea am timp să le acord atenție și nu mă consider o mamă bună în cazul fetelor. Dar de multe ori mă impun să recuper cumva timpul, dar din nou nu mi se primește. Dar, în fine, sunt mulțumită că am copii buni și mă înțeleg. Și o cresc ei pe mama. Da, o cresc ei pe mama și am o bunică puternică în spatele meu, care ea face tot pentru mine. Stă cu voi? Da. E mama? Mama mea. Mama ta. Da. Deci ea e lupul cerul din familia voastră. Da. Nu, ea este cea care ne dă la brazdă pe toți, cinci, da. Când ai făcut aceea, păi ce fel de gospodar ești, ce fel de mamă ești. Știi, adică la un moment dat și palma asta din partea părinților tot ajută. Știu cum e. Și mobilizează. Da, te mobilizează, te mai trezești un pic la stai un pic, eu mai am și copii. Dar, ok, asta e așa o parte. Altă parte este că noi nu știm cât de perfect, cât de buni suntem, cât de corect suntem, pentru că cu ei te înveți a fi altfel. Cu fiecare copil venit în familie, tot te educi, chiar și același câine care îl avem acasă, și cu dânsul deja începem a înțelege cum trebuie să te comporți. Eu cred că Bunul Dumnezeu îți dă copii atât cât poți duce. De asta și vă zic, păi, înseamnă că aveți și încă șansă și de 5. Niciodată nu știi. Pentru noi, chiar și Cătălina, tot a venit ca un dar de la Dumnezeu. Ne-a schimbat total gândirea. De parcă mai ieri a fost. Da, parcă mai ieri a fost. Bine, la străină totdeauna copiii cresc mai ușor. Asta e, știi, chiar și ultima oară când am venit la voi, mi-aduc aminte că erau foarte mulți copii. Erau gălăgii, erau
Tu vezi ce cuminți sunt acum? Ei au sunt crescut. În platou, uite, dar au crescut în 2 ani de zile, au crescut. Și asta te bucură, că și ei se educă, și ei cresc, și noi creștem, și noi devenim mai înțelepți și mai... Bine, acum trebuie altceva până o să o implic și pe Vlad cu Elena. Ziceai că ai stat acasă 6 ani cu Laurențiu și acum cu fetele e pe invers. Tot așa e? Vreți să investiți muzică, dans și alte activități? Păi, sau e mult mai lejer? Sau fetele sunt mai greu de dat la brazdă? Știi, cumva Laurențiu s-a dezvoltat mai rapid. De la un an jumate deja cânta, ca să zic. Fetele un pic, Elica mai târziu a început să vorbească și apoi Cătălina repeta din urma ei, știi? Nu a fost exact ca la Laur. Și nu am putut să impunem fetelor ce am făcut cu Laur. Am lăsat să meargă pe... Și acum, în clasa întâi, învață în clasă muzicală. Deci ați mers din nou la școală? Da, Ilinca e în clasa întâi și ea îi place pian. Chiar îi place. Chiar o impun deloc. Ea se așează la pian și zice, acum îți cânt un cântec despre floricele. Cânt, acum despre buburuze. Acum despre fluturași, știi? Și intonează un pic altfel. Mai schimbi vreo 2 note. Dar nu mai sunteți atât de categorici că vreți să fie artiste. Nu, categorici s-a terminat de mult cu categorici. De când categoric vrea... era când eram eu singur cu soție, atunci eram categoric. Vreau așa, vreau așa. Ei, bine, a apărut Laurențiu. Ok, să fie ordine. Ok, să nu fie aruncat. Pentru că a apărut Ilinca. Ok, hai ca să le spălă visele mâine. Acum deja e 3, dar poate să nu fie și măturat prin casă. Asta nu este o problemă. Adică vrei sau nu vrei, nu știu cine și pe cine se educă, se nu știu cine și pe cine schimbă, dar schimbarea este. Important tu cum te uiți la lucrurile astea. Pentru că asta și cred că e cel mai de preț lucru, viziunea ta, gândirea ta, felul tău de a fi și în diferite situații, cât de calm ești să reacționezi, pentru că uneori se mai îmbolnăvesc. Uneori poate să aibă și febră. Gata, pentru noi asta nu este o ceva. E o febră obișnuită, adică încercăm altfel să ne uităm la lucruri. Și asta te înveți, cred că asta vine cu timpul. Cu timpul. Regulile în casa voastră s-au schimbat odată cu Serafim sau nu? Nu neapărat odată cu Serafim, pentru că ei, de regulă, s-au schimbat, cum zicea, și Aurel cu primul, de fiecare dată altele. Era primul copil, da. Dar deja regulile urmează firesc și aproape că noi le acceptăm, foarte mult contează cât de echilibrat accepti lucrurile, pentru că foarte mult contează armonia și cum le accepti, cum le primești, cum încerci să le soluționezi. Pentru că s-ar putea să ele se decurgă nu atât dintr-o situație de criză, dar tu să le privești foarte încordat și atunci să pare că nu mai scoți în capăt. Dar ei deja au vârste. Așa, se ajută unul pe altul. Ioana a luat Serafim. Da, Ioana, am văzut, le-a acordat instrumentele celorlalți imediat. Ei sunt foarte responsabili. Ei se responsabilizează unul pe altul. Ei ne responsabilizează și pe noi în multe situații. Zic, de multe ori dimineața întârziem cam din cauza mea și a lui Vlad. Pentru că ei sunt de sus, de la mansardă, au coborât. Mama, iar Ilinca, e cea mai... cât mergem pe drum, iată mă întreabă. Cât e ora? Nu-mi spune ora de la ceasul, de la mașină, că el e tata intenționat la setat mai în spate, mai în urmă. Și eu întârzi din cauza la 2 minute. Am lăsat cu 2 minute mai devreme ca să nu întârzi. Da. Și ei vin dimineața și ne trezesc pe noi. Noi, uneori, zic, iată, weekendul ăsta, iar n-am dormit, iar eu luăm de la capăt. Dormim weekendul următor. Nici atât nu mai doi. Deci, din ce în ce... dormim și s-ar părea că dormi mai puțin, dar vrei să dormi mai mult. E așa o atmosferă, pentru că ei sunt responsabili. Până la urmă, tu ești o mamă care nu a avut parte de concediu de maternitate. Atunci când te-am văzut însărcinată, mă gândeam ce o să facă teatrul. Îl lași pentru o perioadă de cât oficial? 2-4 ani pentru mămica în Republica Moldova. După care imediat am văzut cu Serafim în brațe la premiere, la spectacole. Ai și jucat da, cu... joc recent. Cum e?
Eu n-am o concediu de maternitate. Să-ți revii, nu doar fizic, dar și, nu știu, psihoemoțional. Pentru un copil nu te solicită foarte mult. Mi-e dor deja de perioada de sarcină. Psihoemoțional mă simt foarte bine. Practic atunci mi se neutralizează supărarea pe oameni. Pentru, având funcția asta de conducere, am multe ocazii să mă supăr pe oameni. Și să, da, să am uneori așa o stare de tristețe sau de atitudine altă decât. Dar în perioada de sarcină nu știu cum se întâmplă lucrurile de la sine frumos. În sensul ăsta se neutralizează supărările. Eu nu-și permite lumea să te supere, probabil. Nu, probabil și eu privesc lucrurile altă. Se întâmplă totuși o minune în perioada de sarcină. Așa, o acceptare, o maturizare din punct de vedere psihoemoțional. Și atât e pe perioada de... Și, nu, acum pe perioada de laptare la fel. Ea persistă încă. Dar ușor, ușor începe mă mai supăra. Deja vedea mai e aprins, mai e aprig, mai e... Iar așa... Iar în zădare este răspunsul, adică să zici că cel mai frumos femei sunt acele însărcinate. Exact, femei da, trebuie să fie însărcinate tot timpul. Ele sunt fericite, sunt frumoase. Da, da. Mie, de exemplu, îmi presc sarcinile. Deci vorba aia, tu îl car pe Serafim cu tine peste da, tot. Da, da, da. Deci eu, data de 5, am fost la volan cu sarcină, data de 5 decembrie, la teatru, prin oraș și pe 6 am născut. Am fost toată perioada de concediu de maternitate, deși eram oficial în concediu de maternitate, dar eram la teatru. După ce am născut, deja de la 2 săptămâni, sunt la teatru cu Serafim. Deci, atenție, de la 2 săptămâni, nu de la 2 luni sau de la 2 ani. Am un pătuț în birou, un căruț, zornăitoare și tot așa. Deci tu ești genul de femei care vor schimba lucrurile în țara asta. Știi că acum tot mai mult se vorbește ca la anumite instituții să se facă un fel de creșă pentru copii. Ca să poată veni femeile la serviciu. Peste hotare, în Parlament, femeile vin cu copiilor, alăptează și cumva asta se arată la toate buletinile de știri. Acum avem directori care au pătuți în birou și... Da, dar nu, știi, nu fac din punctul ăsta de vedere, of, că nu mai reușesc și nu mai am cum și mă duc, n-am încotro. Nu știu, lucrurile sunt acceptate și îți decurg frumos, liniștit. Firește că uneori ești epuizat, dar în măsura posibilităților, Dumnezeu îți dă atâția copii când îți poți duce, exact așa și cu responsabilitățile. Noi le facem împreună și în felul ăsta eu nu mă simt, deși sunt autocritică și mereu sunt supărată că nu acord suficient timp, sau, dar uite, avându-l lângă mine, permanent, totuși mă gândesc seara că eu sunt, el este mereu cu mine sau eu sunt cu el. Și învățăm din mers multe lucruri. Multe lucruri. Linca, de exemplu, a învățat din mers. Eu n-am avut timp exact cu primul copil, deși oricum am ieșit la servici de vreme, dar i-am acordat, am stat foarte mult cu ea și am lucrat. Să învățăm alfabetul, nu știu, așa insistam pe lucruri de a se întâmpla altfel decât la toată lumea. Ea să cunoască alfabetul de la un an și 4 luni, cunoștea, făceam filmulețe să demonstrez celor care nu vor crede peste ani că copilul meu la 1 an și 4 luni va ști alfabetul. Că la 9 luni de zile ea mergea și tot. Cu Samson, așa, între Ioana. Dar cu Ilinca, eu nu știu când a învățat să citească. Ea singură, a învățat de la frați. Serafim... S-o să meargă de la 8 luni deja. Serafim îl învață cei mari. Iată, așa. El Vlad, Serafim te ține acasă? Nu, Serafim mă ia cu el. Când zic acasă, mă refer la țara asta. Cumva... Da, dacă vă referiți la faptul că am fost plecat și am revenit, pentru că trebuia să revin, e normal să mă aflu alături de, în sânul familiei mele, să o ajut pe Lenuță. Îți găsești rostul aici? E foarte complicat pentru oamenii care pleacă peste hotare să vină și să găsească, nu știu, ceva de muncă, ceva de făcut, prieteni, colegi cu care noi am mai vorbit o bună bucată de timp. În general, mi se pare foarte complicat pentru oamenii care vin să-și găsească anturajul lor și oamenii cu care să rezoneze. Da, aveți dreptate. Nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Mă aflu... Încă nu rezonez. Sunt om potrivit la locul potrivit. Și locul potrivit e lângă Elena. Cel mai bine e să fiu acolo unde eu am ales să fiu. Da. Pentru că oricum, asta e în primul rând e o responsabilitate și în al doilea rând este faptul că totuși copiii mei, ai noștri, au 2 părinți. Mama și tata. Tata trebuie să vorbească fiind lângă ei.
Am simțit distanța atunci când vorbeam la telefon cu ei. Și ca și cum ai fi un desen animat uneori, te simți. Și lucrul ăsta, noi suntem pe oameni sensibili, avem sentimente. Iar ele nu se măsoară. Nu se transmit prin telefon. Nu se măsoară așa ceva. Niciodată. Eu zic să o rugăm pe Ioana să ne cânte, că după asta vreau să unim cumva familiile, să fiecare familie să fie mândră de puii lui, că așa este bine omul împreună cu neamul lui. Ioana, te rog să treci lângă pian. Cumva am zis că astăzi o să cântăm doar pe viu și o să folosim un prieten nou venit în emisiune, pianul. În familia voastră cântă și Ilinca și Samson la pian, dar am zis cumva să facem partea dreaptă ca să mai vorbim și cu gura, nu doar cu notele muzicale. Așa că o ascultăm pe Ioana, după care o să rog pe Aurel și pe Daniela să meargă la puii lor, pe ceilalți să vină aici și o să parafrazăm cumva așa discuția pe două canapele. Mulțumim! Vă rog să veniți să vă așezați toți trei. Cu siguranță fiecare familie are propriile sale secrete și o să le aflăm pe rând. Știi vorba aia, dacă vrei să afli ceva despre o familie, trebuie să întrebi copiii în lipsa părinților și atunci cumva înțelegi care e spiritul, ritmul și atmosfera fiecărei familii. Voi aveți secrete? Secrete acasă pe care nu le spuneți la nimeni? Da? Aveți și un loc secret în casă? Dar nu mi-l spuneți, dar l-aveți. Da, aveți o cheie de la casă în caz că o să pierdeți celelalte chei și o ascundeți undeva? Sau dacă cineva ajunge mai devreme acasă, există un loc secret în ograda voastră unde se păstrează cheia? Nu. Nu? Nu. Eu am acasă un asemenea loc secret. Voi nu aveți? Fiecare umblă cu o cheie la gât? Noi purtăm cheia cu noi. Păi și noi o purtăm cu noi, dar așa am fost obișnuiți, nu știu. Așa au făcut bunicii noștri, așa au făcut părinții mei și acum și la noi acasă e un loc în zona de la gard până la casă. Acum nu o să vă zic, nu mă întrebați. Dar și eu locul meu, mi-ascund cheia. Apropo, voi aveți secrete față de copii? Da, pentru că evident. Sunt copii și pentru că sunt atât de sinceri încât s-ar putea anumite lucruri să le scoată dincolo de poartă. Nu știu, dar evităm să discutăm lucruri pe care nu le vor înțelege. Atât. Că e secret, poate ar fi vorba despre surprize neanunțate. Sau anunțate, dar totuși acestea rămân secrete. Ca ei să înțeleagă despre ce. În rest... E normal să ai secrete într-o familie. Exact. Știți ce nu m-am întrebat eu? Piesa asta de început pe care mi-ați cântat-o mie și telespectatorilor noștri, ați cântat-o și în fața președintei Republicii Moldova, așa este? Da. Ați avut emoții, v-am văzut în fotografii, nu am reușit să ajung la evenimentul vostru, dar am văzut în poze. A, da. Da? A fost o responsabilitate mare? Da.
Ați stat de vorbă cu doamna președinte? Nu. Ați fi avut ce să o întrebați? Da. Ce ați fi vrut să o întrebați? Dacă e greu să fii președinte. Dacă e greu să fii președinte? Dar voi cum credeți? E greu sau e ușor să fii președinte? Da, e greu. De ce? Pentru că mereu să citești multe cărți foarte, foarte groase și trebuie să citești toată cartea groasă. Adică nu poți să citești prima pagină și ultima pagină, nu? Nu pot să citesc de la prima până la ultima, dar știu când sunt niște cărți subțiri, niște povești. Mm-hmm. Și ce mai face un președinte de țară? Ce pentru funcția unui țara? Președinte? Conduce țara un pic. Dar cum e să conduci o țară? Un pic. Ioana? Eu cred că e greu pentru că ai multe responsabilități. Trebuie să ai grijă de exemplu, în fiecare zi ai mult. Primești multe telefoane de la diferite persoane. Da, eu cred că cel mai greu să ai grijă de Serafim. Uneori am impresia că o țară este mai ușor de condus decât să ai grijă să fie liniște în casă, nu? Da. Se întâmplă că voi trei să nu-l puteți liniști pe Serafim? Da. Și ce faceți atunci? Ieșiți afară și o lăsați pe mami să se descurce de una singură? Nu, pe tata ieșim. Îl chemăm pe tata. Ori începem a-l înveseli noi. Ori îl scoatem afară cu noi în cărucior și rămâne foarte plinte. Și se liniștește? Da. Mm-hmm. Ziceam eu că e o misiune tare complicată să liniștești un bebeluș. Ce este esențial ca o mamă să-și învețe copiii? De la înălțimea anilor tăi și a celor 4 copii pe care îi ai, de la înălțimea evenimentelor care ne bulversează viața, pandemie, război, goana după tot ce este material în viața asta, ce trebuie o mamă și un tată să-și învețe copiii? Să fie alături de ei în orice circunstanță. Și eu știu un lucru sigur, că ei ne învață să fim fericiți. Pentru că noi uităm cu timpul, când creștem, uităm de să fim fericiți. Uităm să ne bucurăm de momentele simple, momentele de zi cu zi, detalii. Practic mărunte, dar par mărunte, dar ele sunt foarte importante. Iată, copiii ne învață să ne oprim, să le apreciem și să fim fericiți. Cel mai important este să înveți un copil să se cunoască pe sine. E tare complicat. Nu e complicat. Nici noi maturii nu știm să ne cunoaștem pe noi. Să-i oferi informația de care el are nevoie despre el la timp. Mm-hmm. Pentru că ei cresc. Cu ei cresc și întrebările care vin tot de acolo. Și dacă reușești să le oferi informația de care au nevoie, cum spuneam, la timp, atunci cred că asta e un rol important în viața fiecărui părinte, nu a ambilor sau unuia dintre ei, dar pentru că e vorba de întrebări diferite. Exact. Și de caractere și de temperamente. Spun aceleași întrebări care le interesează despre corpul lor, despre sau tu intervii tu atunci când ai vezi sau ești în situația și simți că trebuie să-i oferi informația respectivă, pentru că altfel să nu intre în panică sau să vină informație eronată de undeva de unde nu ai încredere, cum ar fi internetul de astăzi. Uh-huh. Da? Acum noi în timp real, cât am discutat? În 10 minute? Cred că nu mai mult, Serafim a adormit. Și eu trag plapuma și zic atunci când copiii reușesc să adormă studioul ăsta, înseamnă că e o atmosferă benefică pentru toată lumea. Încerc să merg acolo către familia Chirtoacă, să nu facem mare gălăgie, ca să doarmă Serafim și să viseze frumos. Sunteți tare minunați oameni buni și atunci când mă uit la voi, mă gândesc că țara asta are viitor. Pentru că voi sunteți optimiști. Și indiferent de ceea ce se întâmplă, chiar vă sclipesc ochii. Și asta se vede cu ochiul deschis. Merg încolo să mai depun povești, poate și au secrete pe care o să ne le spună. Pentru că și ei stau la sol. E bine la casă la sol, ia să-mi spună copiii, că voi puteți comparați, da? Da, copiii de pe cealaltă canapea au crescut și s-au născut cumva la pământ. Voi ați fost copii de apartament, cel puțin Laurențiu. E diferență? Poți să faci o până la și după? E mai mult de lucru. Dacă apartamentul este un pic mai mic, casa la sol este mai mare, mai multe responsabilități și griji trebuie să ai. Și, bun, vreau să înțeleg, mături frunze? Și nu numai.
frunze, asta așa, minorități. Trebuie să tund gazonul, deja prin, după ce tund gazonul, mături prin ograde, deja depinde la terasă, de, trebuie să facem curat, prin casă se dau cu aspiratorul și deja bunica spală podelele. Prin grădină ajut mama, tata, pe bunica o ajut. Măi, te faci gospodar. Da. Într-un cuvânt, da. Și asta înseamnă că ai mai puțin timp de a lua telefon. Reușești. Reușesc peste tot. Nu, eu aș spune pentru că, ok, acum în perioada asta, să zic așa, în pandemic, momentul cât am fost noi legați de casă, am stat mai mult izolați. Știi că ne-a prins bine momentele care le-am învățat sau lucruri pe care îl făceam cu tata la țară când eram și eu copil mic și mi-am adus aminte, păi uite, tata făcea asta cu mine, ia hai să faci și tu, lasă cât Emil o să reușești să faci, mai bine uite cum se cosește iarba, cum se face lucru, pentru că în viață până la urmă nu știi cum te aruncă și în ce parte, dar trebuie să știi ce asta e priză, trebuie să știi cum să te folosești de ea, cu șurubelința, cum să verifici, cum să te mai bată un pic și așa, să te mai zgâlți un pic și curentul. Trebuie să încerci de toate. Dar las-le încerci cu mine, că în caz cu ceva, măcar să știu și să-i spun ca pe viitor să se protejeze, da, să se descurce. Cu dânsul este, pentru mine este mai ușor, pentru că lucrurile sunt ca între bărbați, sunt clare. De la și până la. Cu fetele... Fetele au un loc preferat în ogradă? Aveți un loc al vostru unde vă jucați? Ilinca, unde îți place cel mai tare? În ogradă. Unde? Pe gazonul proaspăt cosit. Nu strângem. Daniela, ce trebuie o mamă să-și învețe fetele? Să gătească? Să coase? Să calce? Dar ce nu mă întreb pe mine și trebuie să fac fetele? Eu pot să spun. Întrebați-l pe Aurel, exact. Ce trebuie să facă fetele? Băi, în primul rând, ele deja au grijă de ele. Cu machiaj nu au probleme, cu rujul nu au probleme, cu îmbrăcămintea nu au probleme, cu cofura nu au probleme. Ele nu mai au probleme atunci când trebuie să pregătească pentru cineva. Să facă ordine la ele în cameră. Dar asta nu este numai fetelor, asta este, cred că, punctul numărul 1 pentru toți. Atunci când ai grijă de tine și mediul în care te afli, e bine pentru toți. Cum zic eu, înainte să-ți faci ordine în cap, faci ordine în exteriorul tău, pe masă, și atunci cumva imediat se aranjează toate lucrurile. Da. Daniela și totuși. Știi, ce pune mama în bagajul ăla de aici, de la inimioară, pe care copiii cumva mai târziu să zic, uite, asta de la mama m-a învățat, sau ce bine că mama mi-a spus asta. Nu exact la fete, nu știu. Deci din iubire, dragoste, așa le spun eu. Da, iubire, da, dragoste, da, iubire. Nu le mai scot. Vreau să, prin asta, mă gândesc cumva că vor avea stima de sine sau mai... altfel, nu știu să zic, noi cumva am fost mai... Deci nou cuvântul să nu mă faci de rușine, ni se spune acasă. Da, la noi nu există cuvântul ăsta, nu mă faci de rușine, chiar dacă se întâmplă ceva, mediator sunt mereu eu și încerc să, cu calm, să rezolvăm orice situație. Deși ei nu fac mare haos sau o problemă din asta, dar tragem concluzii din ceea ce am făcut și vedem, am făcut bine, nu am făcut bine. Ce pot să zic? Acum parcă nu vreau să le văr în cap mult cum vor fi ele când vor fi mari. Mergem treptat, acum mai mult de lucru am cu Laur decât cu ele, știi? Trebuie împărțit cumva. Laur, probabil testa. Și la vârsta la care crezi că dreptatea absolută este doar pe mâinile tale, nu? Toată lumea a trecut prin așa perioadă a vieții. Încă nu? Încă nu deții adevărul absolut? Nu cred. Nu, adică este un copil foarte echilibrat. Este un copil foarte echilibrat și... Noi discutăm foarte mult și cumva îl motivez și aduc multe... Lorenzo, ce vârstă ai? 14 ani. Da, eu toți mă întreabă, cum e cu băiat la 14 ani? Nu ai întrebări, nu ai, uite așa, te ascultă.
zic, mă ascult că am lucrat de mic copil cu el și, na, e foarte echilibrat. Vreau să menținem echilibru. Acum nu știu cine semeni cu mama sau cu tata la capitolul echilibru, dar cred că ești suma părinților tăi și a surorilor tale, pentru că tu cumva ești un exemplu pentru Cătălina și pentru Ilinca. Eu am văzut asta de momentul în care s-au așezat pe canapea și mi-e place să urmăresc oamenii înainte de imprimare de obicei. S-au lipit atât de strâns de badea lor și una și cealaltă și erau așa de frumoși alături, încât din start se vede dragostea dintre ei și atitudinea față de... Ești badea? Badea. Față de badea. Știi cum le zic, îi zic lui Laur? Laur, tu trebuie să le cuprinzi, să le tragi mai mult la tine, că o să ai la cinte tu și la borș. O să-ți facă mâncare. Să le învățați să facă borș gustos. Desigur. Zic, o să ai... Suni și o să te cheme, vină la noi, la cină, vină. Când la una, când la alta, uite ce noroc ai tu. Da, s-ar putea să facă Laurențiu borșul mai gustos și să vină fetele. Nu, este exclus. Aici mă simt plic tata. Adică și tata vine la borș. Da. Nu, tata trebuie să dă dacă la borș. Da. Pentru că și tata meu tot avea, păi să-mi faci un borș de coasă. Adică el avea expresia asta care era pe timpuri. Borș de coasă e borș țărănesc, cu multe buruiene, să stea lângă în picioare. A, vezi că știu. Măi, oameni buni, să păstrați ceea ce aveți. Pentru că asta e averea și bogăția noastră. De asta vă întrebam dacă sunteți mândri atunci când ieșiți din casă, toți împreună. Eu cred că nu există o comoară mai de preț pe lumea asta decât familia și ceea ce se întâmplă în interiorul unei familii. Pentru că parcă poți obține avere la gospodărie, poți să-ți construiești acareturi, poți să-ți cumperi mașini, dar e atât de greu să crești o familie frumoasă și sănătoasă. Ori voi sunteți o familie sănătoasă și aici nu mă refer doar la sănătatea fizică, Doamne ajută și aici, dar mă refer la sănătatea de aici și de aici, care este foarte importantă. Și asta pot să zic și despre familia Hatman de pe cealaltă canapea. Atunci când oamenii sunt echilibrați psihoemoțional și atunci când își cresc copiii într-o realitate așa cum este ea, dar cu liniște și pace, atunci ți-e dragă să fii lângă acești oameni și te simți și tu bine în preajma lor. Trebuie să finalizăm cumva muzical emisiunea asta. Copiii ne-au cântat astăzi, ne-au delectat la instrumente muzicale. Bă, ce bogați am fost astăzi, două viori, violoncel, pian, dar vreau și o voce pe final. Și numai pe Aurel poți să-l chinui, că pe copii nu îndrăznesc, ei cumva au fost eroii canapelelor noastre. Știu că e o melodie frumoasă de dragoste, e cu dedicație? Nu, e cu dedicație. Știi că mă gândeam ce să cânt și tot răsfoiam. Ce melodie s-ar potrivi cel mai bine în mesajul, în discuție pe care am avut-o acum seara? Și este o piesă din repertoriul lui Aurelian Andreescu, se numește Merit Eu. Și cred că noi toți merităm ce este mai bun, merităm să fim iubiți, să dăm dragoste și merităm să fim sănătoși, merităm și să fim pace. Și să avem pace. Merităm multe lucruri, le merităm, dar să dea Domnul să avem parte de ele. Așa să fie, te rog să mergi către pianul nostru, iar eu o să zic... Simplu, așa cum fac de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor! Merit eu să fiu de tine, eu care am mai greșit. Voi ști să te pot în gând. Să nu te uiți, să nu te mint nici când. Merit eu tot ce merit eu.
știi să-l